Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a rămas fără buget de venituri și cheltuieli, cel puțin deocamdată. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Județean Constanța. Domnule, până la una alta, regia este a Consiliului Județean și se supune deciziilor Consiliului Județean. Dacă astăzi, în plen, Consiliul Județean așa a votat, prin bunăvoința, între ghilimele, a unor colegi consilieri, asta este situația. El poate funcționa, pentru că regia nu are numai veniturile de la noi. Practic, noi le-am aprobat prin legea bugetului care a fost trecută suma de bani pe care le-o alocăm. Din păcate, ei nu au aprobat bugetul instituției. Cristinel Dragomir, vicepreședintele CJC, a condus ședința în lipsa lui Nicușor Constantinescu, însă nu a fost și inițiatorul proiectului. Președintele a inițiat proiectul de buget, deci din punct de vedere legal suntem în regulă. Faptul că eu am condus ședința, că absentează președintele, nu absentează că dorește dânsuși, pentru că are niște interdicții. Faptul că eu conduc ședința nu are nicio treabă cu inițiatorul proiectului. Și eu puteam să inițiez un proiect dacă doream în mod expres. Bugetul este inițiat de președinte și asta era important, să fie inițiat de către președintele Consiliului Județean. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli s-a regăsit în proiectul cu numărul 18 aflat pe ordinea de zi. Cristinel Dragomir a ținut să clarifice poziția Consiliului Județean Constanța drept sursă de finanțare a regiei. Noi suntem de acord cu investițiile care le dorește să le facă Regia Județeană de Drumuri, numai că nu putem să trecem sursa de finanțare de la Consiliul Județean, că nici nu trebuie. Ei pot să facă investițiile din orice sursă. Nu în ultimul rând, vicele CJC Cristian Darie dorește să primească câteva explicații de la cei care au votat pozitiv proiectul.